Salutare, sunt Greoceanu și mă doare spatele. Dar pe lângă asta, aș vrea ca în următoarele 15 minute să descoperim împreună ce este Assassin's Creed 4 Black Flag Multiplayer și ceea ce este cel mai apropiat de un mod co-op pe care mi-l doream dintotdeauna în Assassin's Creed. Bine, nu a fost introdus în Assassin's Creed 4, ci a fost introdus în 3, dacă nu mă înșel. Modul co-op care se numește în Assassin's Creed Wolfpack. Ok, o clipă. O să îmi verific caracterul. Da. De regulă joc cu Blackbeard. Și nu știu, cred că este un glitch, pentru că tot timpul îmi dispare această costumație. În fundal o să iau, deși avatara, pentru că ea joacă Counter-Strike în acest moment și trebuie să se coordoneze și ea cu colegii de echipă, pentru că și acolo este un cop. Bun. Unde să găsim o misiune pe care să nu o fi făcut, să zicem Looking aceasta. for game sessions. Bun. The game Wolfpack session is se about to joacă start. în 4. Și iată, Abstergo mi-a găsit încă 3 oameni cu care să joc. Ok, sper că nu l-a nimeni cu Blackbeard. Nu l-a luat. L-am luat eu. Și haideți să vedeți cam cum arată modul co-op al Assassin's Creed 4, Black Flag. Aș vrea să fac o paranteză. Dacă aveți cumva Assassin's Creed 4, Black Flag, sau dacă aveți în plan să vi-l cumpărați, aștept să mă adăugați, pentru că chiar am nevoie de voi în modul acesta. Aș vrea să completez toate secvențele, pentru că personal îmi place foarte mult acest mod. Ok. Targetul este următorul. Trebuie să fugim de colo-colo și momentan trebuie să ucidem soldați. În măsură ce o să avem altceva de făcut, o să vă spun. Ok, un soldat în spate care încearcă să fugă. Hai să folosesc o abilitate și anume invizibilitatea. Iată-l. Și l-am răpus. Ok. În acest mod, în Wolfpack, cei patru concurenți, prieteni, dacă vreți, deși eu nu-i cunosc pe cei cu care joc în acest moment, de aceea și ziceam că aș vrea să joc cu cineva cunoscut, trebuie să ne sincronizăm și să facem toate obiectivele care ne apar. În această clipă, iată, trebuie să ne sincronizăm și să ucidem toți soldații simultan. Și dacă o să putem face asta, am să aștept și pe ceilalți. Hai să încercăm 3, 2, 1, go! Da, sigur, failed. Nu prea ai cum să reușești să faci un sync, poate doar întâmplător, pentru că nefiind cu ei într-o conferință pe Skype sau pe Mumble Teamspeak, chiar nu văd cum aș putea să mă coordonez cu ceilalți. Triple multi-kill. Bun, suntem în secvența 19 din 25. Ei, asta e foarte bine. Se pare că m-am conectat în timpul unei sesiuni de Wolfpack, deci nu am ajuns chiar de la început, dar nu este un lucru rău. Fiecare secvență, adică fiecare oraș, are 25 de secvențe. Dacă le completezi pe toate, ai să ai o tonă de experiență, iteme, insomnă. Ok. Ai targets. Deci, din câte puteți vedea, este o fugăreală de toată harta. Pentru că Extra target.
targetele apar în frac. Dar avem un extra target care ne dă niște timp. În acest moment mai avem 34 de secunde. Ah, nu, iată mai avem un minut pentru că tocmai a fost ucis extra targetul. Suntem în secvența 19 din 25. Ok, să văd ce a fost omorât. Probabil că am să-mi iau un stun. Ok, un alt obiectiv este să evităm targeturile infectate. Pentru a-i putea omorâ pe cei, pe cei în alb, clipă să pot să-mi orientez. Așa, pentru a-i omorâ pe cei în alb și... Deci acești soldați sunt infectați, iar ei pot fi uciși doar dacă luăm niște tokenuri pe această hartă. Dar se pare că cei cu care joc foarte bine și nici nu au cum să le explic. Prea bine ceea ce trebuie să facem. Deci, după cum spuneam, în acel mod, acei soldați erau infectați și trebuia să luăm un token de pe hartă, dar un coleg deja făcuse asta. Și în momentul în care luat acel token, aveai în jur de 20 de secunde pentru a ucide targeturile. Acest mod face o foarte mult. Mărturisesc că este destul de greu să mă concentrez. Anyhow. Este foarte greu să și vorbesc, să comentez ceea ce fac și să mă mișc repet. Ok, după cum spuneam, Wolfpack este foarte, foarte rapid. Motiv pentru care totul se întâmplă foarte mare. În această clipă trebuie să protejăm chesturile de soldații care vin. Și am ales acest chest. Hai să stau lângă el. Ideea este că trebuie să protejăm aceste chesturi de atacul soldaților. Oh, ce stun am luat. Ce era un soldat sub acoperire. Ok, să vedem ce chest este atacat în acest moment. Oh, civilian killed. S-a părut că este un soldat. Iată, unde e? Oh, de ce? Ce palmă mi-am putut lua? Da, chiar m-ar plăcea foarte mult ca coechipierii pe care i-am să-i și cunosc, să pot să vorbesc cu ei. Tocmai de aceea, la fel cum spuneam și la începutul videoului, dacă aveți cumva Assassin's Creed 4 Black Flag, feel free to add me și vom juca împreună. Wolfpack sau multiplayer? Wolfpack-ul este nice pentru că o să vedeți la sfârșitul secvențelor. Experiența pe care o capeți este mult mai mare ca într-un joc multiplayer normal. Plus că este mult mai rewarding când reușești să faci kill-uri împreună cu prietenii. Ok, asta în secvența 24-25, mi-a stă singura secvență. Să vedem că reușim să sincronizăm. Am reușit cu sincronizarea, dar hey. Ok. Probabil acestea vor fi targeter. Să vedem. Este probabil acest soldat.
check so. Also, I see this. Nu am avut intenție să omor cel civil, dar pe aici s-a întâmplat. Ok? No, no, no. Synchronize! Sunt foarte curios. Vom reuși să ne sincronizăm fără să vorbim. Dar am ajuns la secvența 25 din 25. Cam acesta a fost Wolfpack-ul. Nu știu cât ați înțeles din acest video. Probabil că ar fi putut rula și fără comentariul meu. V-ați fi putut da seama și fără să auziți comentariul meu, care poate la un moment dat nu avea noimă. Pentru că dacă o să încercați vreodată să faceți review-uri video, să vorbiți în timp ce jucați, sunt unele jocuri care atunci când când joci este destul de greu să te concentrezi să și vorbești și să și joci. Tocmai de aceea nu au apărut până acum 15 minute cu Counter-Strike Global Offensive, pentru că deși am încercat să fac, jucasem la un moment dat Arms Race, efectiv, ceea ce mi-așa pe gură nu nu putea fi legat într-un comentariu coerent. Acesta a fost Wolfpack-ul. Sper că v-a plăcut și până data viitoare, Greuceanu. Over. Greuceanu! Pe lume n-are pereche. Fiarlii știu de frică. Smeii loconesc, balaurii intră în pământ când îl simt. Iar zgripsoroi fug de mănâncă pământul. Greuceanu! Cine n-a auzit de el?